UPL vă recomandă zeamă bordeleză, fungicid cupri, polivalent și bacteriostatic. Bună ziua, bine ați venit la Agricultura, o șansă pentru România. Astăzi o să vorbim despre tehnologie și despre îngrășăminte de ultimă generație, le-aș numi eu, sper să nu greșesc, o să avem mai multe date imediat. Cred că este important să discutăm despre aceste lucruri pentru că încă am aflat Europa și România trebuie să cunoască aceste noi tehnologii. Și sigur că ne asumăm acest pas în a face cunoscute aceste noi tehnologii. Vom vorbi nu numai despre tehnologie, pentru că vorbim și despre om și despre oameni. O să vedeți despre cine este vorba, pentru că invitatul nostru de astăzi este domnul Ionel Pătrașcu. Eu v-aș numi antreprenor, domnule Pătrașcu, dacă nu greșesc. Da, și sunteți antreprenor. Aveți o vână de antreprenor, nu? La dumneavoastră. E obligatoriu să faci, să încerci după ce pornești în afacere cu distribuție, partea comercială, să-i spunem, la un moment dat să intri și pe partea de producție. Pentru că trebuie să ajungi. O să ajungem și acolo. Da, trebuie să ajungi să oferi fermierului exact ce îi trebuie pentru cel mai bun randament. Bun, dar până la producție vorbim despre distribuție. Dumneavoastră ați început un business de distribuție de îngrășăminte chimice. Cu eliberare controlată. Am zis bine de ultimă generație? De ultimă generație. Sunt îngrășăminte cu eliberare controlată, produse în Olanda. Problema în piață, să spunem, e că mulți intenționați sau din neștiință fac o confuzie între eliberare controlată și eliberare lentă. Îngrășămintele cu eliberare lentă sunt cu inhibitori. Acelea, așa, dacă le introduceți în apă, se topesc. La fel ca aproape și îngrășământul clasic. Aproape ca un detergent, nu știu. Da, bine, ulei de nim sau diverse, așa, substanțe, okay, pentru inhibare și acoperire, dar diferența e că acestea cu eliberare controlată, cum sunt și ECOTE, ele au o membrană polimerică ce mențin în interiorul ei substanța dizolvată. Le-ați adus câteva, da. Haideți să le arătăm așa cât sigur. Putem, sigur, la cameră, ca să se înțeleagă, pentru că mie mi se pare spectaculoasă această tehnologie, mi se pare foarte interesantă felul în care funcționează ea și felul în care a fost gândită o astfel de tehnologie. Deci aveți o bobiță de... Da, sunt bobițe, nu știu dacă se văd aici. Se văd, uitați, așa, colegii, da, mei chiar au filmat... Da, e ce granula de îngrășământ, da, peste care se aplică o peliculă de polimer. Un polimer poliuretanic ce are capacitatea de a menține substanța dizolvată. După ce se absorbe apa, se dizolvă în interior și ulterior, timp de la 3 la 18 luni, se eliberează substanța nutritivă, uh-huh, pentru, deci, plantă. În timp se eliberează, nu? Da, singurul și factor... Și simte el că îngrășământul, când are nevoie planta? Sau nu, singurul factor care influențează eliberarea, așa, e temperatura. Temperatura. Cu cât crește temperatura în sol, crește presiunea în interiorul acelei capsule și prin porii aceia mici se eliberează substanța. Da, eu exact cât îi trebuie plantei. În momentul când îi frici și planta nu se mai hrănește, pentru că ea se hrănește doar o dată peste o anumită temperatură, acea peliculă se contractă, închide porii și substanța se păstrează acolo. Dacă îl aplici în toamnă, să spun exemplu, la grâu, el rămâne în sol până în primăvară, când vine căldura și începe să elibereze pe urmă o dată cu vegetația. Asta ne arată că e o tehnologie economicoasă, să spunem, nu? Economicoasă, sigură. Uh-huh. În primul rând, asigură nutriția constant și controlat. Uh-huh. Dar un lucru foarte important care se neglijează, din păcate, de foarte multă lume, e protecția mediului. Aceste îngrășăminte nu permit poluarea nici a apei, nici a aerului. Nu se eliberează nici azot care să meargă în pânza freatică și nici eliberarea de... E cu atât mai important. Da, de amoniac care să polueze aerul. Acum, la nivel european, vorbim despre reducerea pesticidelor, nu? Sigur. Deci astfel de îngrășăminte... Și reducerea normei de îngrășăminte, chiar. Și reducerea normei de îngrășăminte, exact. Aceste tehnologii ar putea să contribuie. Sigur, sunt
o variantă la îndemână și viabilă și foarte profitabilă. Diferența de randament față de convențional poate să ajungă undeva la, și la, în funcție de cultură, și la 500 de euro, dar vorbim de cultură mare aici. Da, da. Pentru că ele sunt și pe în horticultură și floricultură și peste tot. Și deci se pot folosi în, absolut, la diverse de la culturi cereale, și pe la spații mai mici și pe spații mari. Pe sigur, suprafețe mari. De la flori, plante ornamentale la culturi mari. Deci, cum spuneam, avantajul e că e și are și un randament superior, e și asigură și protecție pentru mediu și un lucru important, poți controla, deci într-o perioadă grea, cum sunt și probabil vor urma perioadele astea climatice, secetei și da? Exact, uh-huh. Ele continuă, ele îți asigură în cel mai rău caz un venit minim să nu intri în faliment, să spunem. Vă dau un exemplu, fermieri de-ai mei care au folosit astfel de îngrășăminte, firește, toată tehnologia și biostimulator organic pe care tot eu îl distribui. Ce sunt biostimulatorii organici, ca să, dacă aducem în discuție, să și explicăm un pic? E un biostimulator pe bază de aminoacizi. Ok. Și ce rol au ei în câmp? Ce rol au în cultură? Au rol de hrănire, de creștere, forțează creșterea plantei. Cel mai ușor asimilabil azot e azotul din aminoacizi pentru plantă. Chiar se urmărește și probabil că se obțină înlocuirea azotului anorganic cu azot din aminoacizi. Pe urmă, un factor foarte important e protecția împotriva factorilor de stres, biotic sau abiotic, de climă sau de boală. Secetă, grindină, scoate planta din stres și o ajută să treacă peste și să crească mai puternic. Deci are și rol de stimulare și rol de apărare. Bun. Mai nou. Deci ei sunt complementar la, complementar, să zicem, îngrășămintul. Complementar, care acum, ajută, dar aduce un spor de producție. Deci poate producție să ajungă până, da, până la 25-30% sporul de producție prin tratamentele pe care se folosesc. Eu am folosit-o și o folosesc în continuare. Spuneți că schemă. Câțiva fermieri pe care, cu care lucrați, da, dumneavoastră, ce au făcut? Au cumpărat? Au folosit, folosesc în continuare îngreșământul, da, acesta cu eliberare controlată. Folosesc și biostimulatorul, mă rog, când o să-i, poate o să-l prezint. Da. Și de aceea v-am spus că e o schemă de tratament. Mhm. Am înțeles. Care trebuie aplicată aplicat la sol îngreșământul acesta și foliar, schema de tratament care include automat biostimulatorul, al meu are 80% aminoacizi liberi. Okay. Sunt câțiva pe piață, fiecare are aminograma proprie și să spunem... Da, e transparentă, se poate vedea. Sigur, nu? Sigur că da, da. E da, păi tocmai că aici e diferența între capacitatea aminoacizilor. Unul poate favoriza protecție, altul creștere. Mai nou, în ultimii ani, se cercetează foarte intens rolul anumitor aminoacizi din proteina hidrolizată. Au rol și chiar și în medicină, tratament în diverse, în boli grave chiar. Iar unul din aminoacizi din compoziție are rol de, e considerat cel mai important aminoacid din cei 20 din compoziția, okay, biostimulatorului. Acești biostimulatori sunt produși unde? Sunt, vă întreb pentru ca să sunt, avem o imagine așa. Sunt mulți. Ai mei sunt produși în Spania. În Spania. În Spania. Eu, okay, sunt importator pentru ei. Da. Cum se numesc, ca să, nu știu, cred că nu ne-am gândit CNA-ul, sper, da. Da, Forsamin plus 80. Ok, cred că îl cunosc o parte dintre... Da, da, o parte dintre fermieri și îl cunosc și
practic, el de 2 ani de zile e intrat în piață. Aha. Din ce în ce mai mult. Deci de, cam de 2 ani l-ați importat. Cam așa, da, da, da. Am devenit importator pentru acest produs. Întâi aici l-am testat, da, pentru ca să știu ce ofer fermierului. Normal. Și am văzut că și rezultatele și e ceea ce vă spuneam mai devreme, are în aminogramă unul din aminoacizi un procent mai mare, care s-a constatat acum că are și rol de creștere și generează în perioade de secetă sau de boală, e aminoacidul care generează sinteza celorlalți aminoacizi în plantă. Bun, ce înseamnă asta pe înțelesul al meu și al fermierului? Înseamnă că prezența, cu cât oferim din exterior, da, mai mult aminoacid dintre ala, da, planta rezistă mai bine. E o limită bine, peste care, de randament, să spunem. Okay. Mai mult nu-i face rău, am dar înțeles, în schimb numai randamentul deci ajută care să... o ajută să treacă peste momentele mai dificile. Să-i crească producția. Bine, în momentul în care, să spunem, e o secetă cumplită de, nu plouă din aprilie până în iulie, el poate să ți-l ajute o lună, două, să, dar la un moment dat nu există pe lumea asta nimic, fără apă nu se poate trăi. Da, da, da. Deci are dar, o anumită limită, schimb, dar e o da, limită largă. Da, orice produs are o limită în eficiența lui. E normal. Poate să-ți prelungească foarte mult în perioade grele, perioada până când te ajută să te treci, ajută poate mai să, dacă între timp o ploaie seceta, sau da, 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 și după care el își va face rolul. Aici, domnule Pătrașcu, vreau să revenim un pic la ce spuneați mai devreme. Știm cu toții că și nu e vorba numai de îngrășăminte, ci și de, nu știu, de la alimente la orice altceva, haine, mașini și așa mai departe, că un produs de nivelul acesta costă mai mult. Sigur. Costă mai mult decât media, să zicem. Exact. Dar ne faceți un calcul de randament, ne faceți un calcul de sigur, de tehnologia, tehnologia în orice domeniu, cum a spus, înseamnă cost suplimentar. Să spunem că prețul pe hectar, da, ar fi undeva cu 3-400 de lei mai scump un cost pe hectar cu îngrășămintele acestea. Ok. Decât, decât cu îngrășământ convențional. Bun, convențional, da. Randamentul e nesuperior cu un, la finalul ciclului de producție poți obține între o tonă, două tone, adică să spunem între minimum 200 de euro deci pe hectare. Deci se recuperează din creșterea surplusul, producției. E surplusul față de convențional. Ah, surplus. Surplusul față de convențional. De asta nu am terminat să vă spun. Vă rog. Un fermier de ai mei care au folosit acest produs și schema completă, dacă media pe zona mea a fost de la cereale, la grâu, la orz, de 500-700 de kilograme, el a scos la orz între 2500 și 4000, iar la grâu între 1200 și 2500. Mhm. Păi diferențele sunt destul de mari. Adică păi diferențele sunt destul de mari. Asta într-un an secetos, cum toată lumea știe că Vrancea a fost polul secetei. Da, da, da. Ne referim la 2022 sau 2000? Anul, da, anul 2022. Da, da. Anul, vara trecută. Ok, deci înțelegem că se justifică eventualul cost sigur, mai mare prin că... randamentele obținute, prin producția mai mare obținută. Asta e principalul lucru, să spunem, care interesează pe fermieri. Da. Dar dincolo avem alte avantaje. Se aplică într-o singură trecere. Deci reduci numărul de tasări. Asta înseamnă că ai oxigenare mai bună pe rădăcina plantelor. Okay. Asta înseamnă plantă mai sănătoasă, implicit producție sporite. Cost redus cu forța de muncă. Nu mai faci nu știu câte treceri. Faci una singură. Da, motorină și, motorină așa și plata salariaților și așa mai departe. Deci dacă cineva ar sta să facă un calcul de la un capăt la altul, ar vedea de fapt că nu sunt ele, sunt mai, te ajunge mai ieftin decât un îngrășământ convențional. Dar în momentul când privești ca pe o poză, că ăsta e efectul psihologic, să spunem, inițial, când spui cât e ăla, 3.000, cât e ăla, 4.000, păi băi, e mai scump, de ce e mai scump a tău? Da. Dar nu... nu... Bun, trebuie văzut un pic într-o da, o anumită viziune, adică da, trebuie să iar o, asta o ține de... Europa e în urmă cu așa ceva,
cum v-am zis, în, la nivel de producție, înainte, la nivel chiar de, nu de producție, la nivel de utilizare. De utilizare. La producție, spre exemplu, firma care le produce, îngrășământul Ecotai, a spus că e olandeză. E olandeză, au cea mai mare capacitate de producție din Europa. Firmele sunt mari, capacitățile sunt mari de producție, doar că 70% din producție se duce în Asia. Asiaticii folosesc foarte mult genul ăsta de îngrășământ. De ce? Pentru orez, cum au ei, că acela stă mult sub apă, îngrășământul ăsta, dacă îl ții sub apă, nu se topește. El, chiar dacă e sub apă 3 luni de zile, tot în funcție de temperatură eliberează substanța nutritivă. Aha. Deci adică, pentru zona aia e perfect. Și da, nu numai. Dar pentru toate zonele, dar ei folosesc mai mult, acum nu știu exact. Europa de ce e un pic în urmă sau mai mult în urmă? Pentru că a spus că e un procentaj de semnificativ. Undeva la 10. Venim din urmă, poate tare, adică trebuie să ne adaptăm și noi și să îmbrățișăm aceste tehnologii. Sigur, acum ține de, acolo în Asia, să spunem că mai mult s-a impus, probabil, tehnologia. Dar acum și la noi, în urmă cu aproape 2 ani, deja Germania a luat o hotărâre în care nu mai permite fertilizarea cu uree, pentru că se constată că cea mai mare parte a poluării atmosferice, a aerului, vine de la pierderile de nutrienți în atmosferă și a spus că se folosesc ori cu inhibitori, ori cu eliberare controlată. Adică încet, încet lumea va veni și mediul, știți cum e, ne dă voie doar cât ne poate el da voie să facem excese, după care nu ne adaptăm. Da, s-ar putea să se întoarcă împotriva noastră. Bun, aș vrea să ne spuneți cum aveți o rețea de distribuție la nivelul regiunilor sau cum vindeți aceste produse? Da, sunteți importator al acestor produse, sunt, nu? Da, sunt importator. Cum vă pot și găsi fermierii? Vând și prin distribuitori. Da. Sunt în discuție acum cu un distribuitor național pentru preluarea. Deci veți avea la nivelul un distribuitor țări, național, da? Exact. Și pentru așa ceva și pentru biostimulator. Iar am un site de prezentare, un site de, unde pot accesa și pot face comenzi online pe site-urile de social media. Am înțeles. Toate, deci vă pot găsi pe social media fără probleme. Sub toate formele de, cine e local, mă pot găsi. Da. Dumneavoastră aveți compania localizată în Focșani, nu? Lângă Focșani, da. Lângă Focșani, ok, ca să știe. Vultru Vrancea. Bun, perfect. Deci, sunteți în extindere, asta e important. Sigur, pentru că, da, din experiența noastră și nu, evident, știți mai bine decât noi, distribuția e importantă, nu? Sigur. Degeaba ai un produs bun dacă nu îi poți asigura o distribuție. Sunt multe produse în lumea asta care au murit bune, cum se spune. Care, da, pentru că n-au putut fi duse până la capăt. Sigur, acum a crescut, măresc lansul de distribuție. Urmează în viitor să, cum spuneam, să îmbunătățim și calitatea biostimulatorilor. Să aducem tot timpul tot ce e mai bun și ce e mai nou la îndemâna fermierului, pentru că, și să ținem cont de un lucru, trebuie să existe o rentabilitate și pentru noi ca distribuitori, dar trebuie să existe o rentabilitate, să ne gândim și la a fermierului. Așa pentru e. Că aici, în piața îngrășămintelor, da, e o luptă nemiloasă, dar dacă nu faci un calcul cât poate să ducă fermierul, cât, adică să încerci să, în primul rând, să-l ajuți pe el. Dacă l-ajuți pe el și el o să aibă profit, te va ajuta pe tine, cumpărând. Că va mai cumpăra încă o dată, sigur, și încă o dată. Adică trebuie să existe o relație biunivocă, cum se spune, din ambele părți. Dacă nu de facem, acord. Da, dacă, da. Uneori, însă, sigur că mai sunt asperități, nu în domeniul dumneavoastră, sunt. Eu mă uit numai pe lanțurile alimentare, de la peste lapte la, și la legume, între procesatori și producători, dar asta e, până la urmă,
fiecare încearcă să se eficientizeze. Exact, da, sunt probleme au fost și sunt și vor fi întotdeauna între... Spuneți că piața e extrem de dură, extrem de competitivă, nu? Adică, bine, pe de altă parte avem o piață a... În general... A convenționalelor, nu? Da, 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 e o piață a convenționalelor care e saturată. Adică toți marii jucători sunt pe piață. Chiar și când Azomureș n-a funcționat? Chiar și atunci. Îngreșământul a fost și acum e... Acum e un fel de... A dus din Bulgaria sau din stocul Azomureș? Nu, multă îngreșământ probabil că acum a venit din... Sau din Egipt. Fostul, e și Egipt, e și Bulgaria, și fostele țări sovietice. Da. E mult îngreșământ care a intrat și în general ureea, pentru că aici de asta e un fenomen. Prețul urei e mai mic decât prețul azotatului. Iar înainte era normal, prețul azotatului era cel mai mic. Acum s-a schimbat. De ce? Pentru că a fost o supraproducție, stocuri multe, prețurile au crescut fantastic pentru că a fost materia primă excesiv de scumpă, energia și gazul care e materia primă, iar fermierul n-a mai vrut să mai cumpere, n-a mai putut. Da. Și asta e, de aceea v-am spus, e relația între fermier și producător și distribuitor. Dacă îl duci în punctul în care nu mai poate, și tu ai de pierdut, că nu-ți mai vine. De acord. Știți, întrebarea era... Mă gândeam că dumneavoastră nu sunteți pe... Aș spune eu, vă rog să nuanțați sau să mă contraziceți. Dar sper că sunteți pe aceeași piață cu convenționalele. Dumneavoastră sunteți, cred că, într-o piață diferită, da, pe care trebuie să o deschideți. Da, da. Eu deocamdată e o nișă, trebuie să o deschideți. Nu sunt singurul, mai sunt... Nu, mai sunt și alte companii, nu? Mai sunt două, trei companii care produc acest gen de îngreșământ. Pe piață vom găsi foarte mulți distribuitori care spun că au îngreșământ cu eliberare controlată, cum v-am zis. Serios? Dar nu e chiar așa? Sau dar cum? Sunt cu eliberare lentă. Aha, ai e o nuanță. Ei vor spune că... Dar acolo, aici, controlul... De ce sunt cu eliberare controlată? Că doar temperatura influențează eliberarea nutrienților. Pe când acolo, în moment ce le-ai introdus în sol, le influențează și pH-ul solului, absorția, influențează și viața microbiană. Sunt mai multe elemente. Influențează și temperatura, și umiditatea, exces sau nu de umiditate. Adică sunt mulți factori care influențează absorția celor substanțe. Într-adevăr, se eliberează tot într-o perioadă de 2-3 luni de zile, poate. Dar, în principiu, ca și mecanism, ar fi același. Doar că acela nu asigură o protecție cum o face acest îngreșământ. Aici e sigur că nu îl pierzi. Înainte de pauză, doar o întrebare scurtă. Din ce se produc, mai spuneți-ne, că n-am reținut. De unde pleacă? Ce intră pe linia de producție, să zic așa? Îngreșământul convențional, okay, care e în interior, da, și polimer, un polimer poliuretanic, care acoperă o membrană polimerică. Perfect, care da. Deci șmecheria e membrana acolo. E făcută dintr-un perfect compus ecologic. Mai explicăm după pauză, ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi, ne întoarcem cu domnul Pătrașcu, pentru că, iată, suntem în plină epocă a schimbării tehnologiei și vrem să aflăm despre ce este vorba. Rămâneți cu noi!